Un bărbat din Chișinău și doi minori originari din Ungheni și Călăraș au fost reținuți de ofițerii de investigație suspectați de furturi din automobile. Astfel, potrivit poliției, suspecții au săvârșit 4 furturi din automobile din sectorul Botanica din Chișinău. Ancheta a constatat că furturile se petreceau noaptea, iar cei 3 spărgeau geamurile de la mașini, de unde sustrăgeau bani, telefoane mobile și automagnetole. Potrivit organelor de forță, suspecții și-ar fi recunoscut vina și chiar le-ar fi povestit cu lux de amănunte polițiștilor ce făceau cu bunurile. Astfel, suspecții au declarat că toate lucrurile sustrase erau vândute unei persoane de încredere la piața de mână a doua din capitală. În urma perchezițiilor acasă la un suspect au fost găsite mai multe telefoane mobile, automagnetole și alte bunuri materiale, proveniența cărora persoana nu a putut-o demonstra. Suspecții, un bărbat de 43 de ani și minorii, ambii de 17 ani, ar mai fi fost anterior judecați pentru infracțiuni similare. Acum sunt cercetați penal pentru furt. Dacă vor fi găsiți vinovați, ar putea plăti o amendă de până la 67.000 de lei sau ar putea să-și petreacă următorii 4 ani în spatele gratiilor.